necazul. Dumnezeu educă prin necazul. Cei străini de necazul sunt uitați de Dumnezeu, despre bunătatea cea după fire și cea după Evanghelie. Un cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinov din cartea Scrisori către Mireni. Ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră, vă voi spune cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să vă întărească și să vă mângâie necazurile ce v-au lovit. Eu, pe cât îi iubesc, spune Domnul, îi mustru și îi pedepsesc. Toți cei ce s-au apropiat de Domnul și au devenit ai lui au ajuns la asta prin multe necazuri, precum dă mărturie Sfânta Scriptură. Apostolul Pavel propovăduia ca pe o dogmă faptul că prin multe necazuri se cuvine nouă să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Dimpotrivă, cei străini de necazuri sunt uitați de Dumnezeu. Așadar, nu vă descurajați în necazurile dumneavoastră, ci mulțumiți pentru ele lui Dumnezeu, ca pentru o mare binefacere și bizuiți-vă pe Sfânta lui voie și pe Sfânta lui purtare de grijă. Și citiți Evanghelia ca să învățați din ea că cel ce nu-și poartă crucea nu poate fi ucenic al lui Hristos. Ce s-ar fi întâmplat cu dumneavoastră dacă Dumnezeu nu v-ar fi dat prin necazuri învățătură? Ați fi jertfit de șertăciune tot timpul și toate capacitățile dumneavoastră. Ați fi intrat în veșnicie nevrednică de vreo răsplată, ci dimpotrivă, vrednică de pedeapsă de plină pentru nesocotirea lui Hristos, Mântuitorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu, care s-a adus pe sine ca jertfă pentru dumneavoastră, ca și dumneavoastră să vă aduceți lui Dumnezeu ca jertfă duhovnicească pentru propriul dumneavoastră bine. Nu este de ajuns să fim buni după fire, trebuie să fim buni după Evanghelie. Binele firesc contrazice adeseori binele evanghelic, deoarece firea noastră nu se află în curăția sa, cea dintr-un început, ci în starea de cădere, în care binele este amestecat în noi cu răul. Ca atare, binele acesta, dacă nu este îndreptat și curățit prin Evanghelie, nu este bun de nimic în sine și este nevrednic de Dumnezeu. Nu este de ajuns să fim buni după fire, trebuie să fim buni după Evanghelie. Binele firesc contrazice adeseori binele evanghelic, deoarece firea noastră nu se află în curăția sa, cea dintr-un început, ci în starea de cădere, în care binele este amestecat în noi cu răul. Ca atare, binele acesta, dacă nu este îndreptat și curățit prin Evanghelie, nu este bun de nimic în sine și este nevrednic de Hristos Dumnezeu. Hristos să fie cu dumneavoastră, El să vă întărească atât sufletul cât și trupul. El să vă durească spre bine toate legăturile, atât vremelnice cât și veșnice. Amin. Aleluia.